Căminul ăsta practic va fi demolat în totalitate. Venim cu un proiect nou, modern și care va avea mai multe utilități. Sală de spectacol, bibliotecă, o sală pentru internet, pentru tinerii din comună, cei doritori și nu avem mulți tineri care își doresc să aibă un loc unde să-și manifeste abilitățile lor profesionale. Vechiul cămin a fost construit în anii 1960, iar de atunci nu s-a mai intervenit niciodată cu lucrări, astfel că imobilul s-a degradat în timp. Costurile pentru construcția noului cămin se ridică la 13 miliarde de lei vechi.